Un incendiu violent a cuprins acoperișul unei case din Cluj-Napoca. Numai norocul a făcut ca în clădire să nu fie nimeni în acel moment. Pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de 2 ore. Doamne feri! Doamne feri! Acoperișul unei case din Cluj-Napoca a fost cuprins de flăcări joi noaptea. Este vorba despre o casă dezafectată care urma să fie demolată. În podul clădirii care a ars, locuiau în mod ilegal mai multe persoane, care din fericire nu se aflau în imobil în momentul producerii incendiului. Apelul la 112 s-a făcut în jurul orei 1:30. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și o autoscară și au lichidat incendiul după mai bine de 2 ore. Varianta ca incendiul să fi fost provocat de un scurt circuit este exclusă. Clădirea era pregătită pentru demolare și casa nu era conectată la curent sau la gaz. Din primele informații, incendiul ar fi fost provocat de o țigară aruncată.